Consilierii locali din Târgu Jiu au respins de două ori proiectul primarului Marcel Romanescu de a investi 1 milion de euro în reabilitarea fântânilor arteziene. Viceprimarul Aurel Popescu a declarat la Sud FM că reabilitarea acestora nu constituie în niciun caz o prioritate. Reabilitarea fântânilor arteziene a iscat un nou scandal între consilierii locale ai PSD și cei ai PNL, mai ales că la ultima rectificare primăria Târgu Jiu a primit 30 de miliarde de lei vechi pentru a putea funcționa în continuare. Niciodată nu o să fiu de acord ca din bugetul local să luăm 48 de miliarde de lei bani vechi și să-i folosim pentru reabilitarea fântânilor arteziene, ținând cont de câteva lucruri importante. Avem nevoie de bani pentru foarte multe investiții în Târgu Jiu. Viceprimarul Aurel Popescu a precizat și unde ar trebui să investească primăria Târgu Jiu cei 4,8 milioane de lei pe care primarul Marcel Romanescu vrea să-i investească în reabilitarea fântânilor arteziene. Avem infrastructura publică, de exemplu, în atenția noastră. Avem teatru de vară, la care am tot spus că se poate face o modernizare pentru ca, într-adevăr, cultura, și știu că domnul primar a spus întotdeauna că va sprijini cultura. Cultura are nevoie de acest teatru de vară, modernizat, adus la standarde moderne, adus la un nivel foarte ridicat pentru ca artiștii să aibă posibilitatea să-și desfășoare activitatea. Aurel Popescu a mai menționat că și Casa de Cultură a orașului trebuie să fie urgent reabilitată sau construit un spațiu specific de care are nevoie Liceul de Artă din Târgu Jiu. Aurel Popescu a menționat că și Casa de Cultură a orașului trebuie urgent reabilitată sau construirea unui spațiu specific de care are nevoie Liceul de Arte din Târgu Jiu. În opinia sa, acestea sunt unele dintre prioritățile pe care trebuie să le ia în calcul Marcel Romanescu.